Salut! Sunt Dan și astăzi o să-ți citesc o binecuvântare din Epistola lui Petru. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Când glasul îngerului puternic s-a auzit la mormântul lui Hristos zicând, Tatăl tău te cheamă, Mântuitorul a ieșit din mormânt prin viața care era în sine însuși. Acum s-a adeverit ceea ce spusese el, îmi dau viața ca iarăși să o iau. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Acum s-a împlinit profeția pe care el o rostise în fața preoților și conducătorilor. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Deasupra mormântului deschis al lui Iosif, Hristos proclamase biruitor, Eu sunt învierea și viața. Cuvinte de felul acesta, numai dumnezeirea putea rosti. Toate ființele create trăiesc numai prin voința și puterea lui Dumnezeu. Ele sunt dependente de viața lui Dumnezeu, de la Serafimul cel mai de sus și până la cea mai neînsemnată ființă animată. Toate se aprovizionează din izvorul vieții. Numai acela care este una cu Dumnezeu putea să spună am putere să-mi dau viața și am putere să o iau din nou. În divinitatea sa, Hristos avea puterea de a rupe legăturile morții. Hristos a înviat din morți ca primul rod al celor adormiți. Pe el îl reprezenta snopul de legănat, iar învierea lui a avut loc tocmai în ziua în care snopul de legănat trebuia adus înaintea Domnului. Timp de peste 1000 de ani avusese loc această ceremonie simbolică. Se adunau din câmpurile gata de secerat primele spice de grâu copt, iar când oamenii mergeau la Ierusalim pentru Paște, snopul din primele roade era legănat înaintea Domnului ca un dar de mulțumire. Numai după ce se aducea acest dar se putea secera grâul, ca apoi să poată fi adunat în snopi. Snopul prezentat Domnului prefigura secerișul. La fel și Hristos, ca întâiul rod, reprezenta marele seceriș spiritual ce trebuia făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Învierea lui este o reprezentare, dar și garanția învierii tuturor celor neprihăniți care au adormit, căci, spune Biblia, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Atunci când a înviat, Hristos a eliberat din mormânt o mulțime de captivi. Cu tremurul de la moartea lui, deschisese mormintele și când el a înviat, ei au venit afară cu el. Aceștia fuseseră conlucrători cu Dumnezeu și cu prețul vieților mărturisiseră despre adevăr. De această dată urmau să fie martori pentru acela care îi înviase din morți. Iisus le oferă învierea fizică celor care mor în Hristos, dar experimentez eu și învierea spirituală pe care El a venit de asemenea să o aducă? Îți doresc să ai astăzi o zi cât mai bună în prezența lui Dumnezeu.